Salutare la toată lumea, mă numesc Murat și bine ați venit la un nou joculeț pe acest canal. Jocul se numește Grand Theft Auto Miami Vibe. Ok, este vorba de un joc care este un mod de GTA San Andreas. Ok, fraților, am găsit modul ăsta, un alt mod. Și am zis de ce nu să încerc și eu jocul ăsta, acest mod de GTA San Andreas. Acest joc. Ok, dăm New Games. Este un mod destul de tare, Miami Vice. Am văzut că jocul ăsta are și poveste. Ok, aici are și poveste. Ok, dăm aici, nu mai ascult din poveste că e în rusă. Am uitat să vă spun, fraților, că e în rusă. Mamă, dar ce hoți sunt ăștia. Ia uitați. Headshot. Mamă, dar ce l-am pușcat în cap. Zici că e ca în GTA 5. Opa! Stai bă, pe loc! Nu m-am pușcat! Mamă! Hai că l-am împușcat! Da. Ok. Pe ăsta l-am împușcat. Ia uite-l. Par, mă. Ce-mi place la jocul ăsta că... Bă, care-i... Bă, far, bă. Moare, mă. Bă, mă. Stai să mi se facă viața. Mamă, dar arma asta trage în sus. Hai, mă mor. Bine că l-am omorât. Se mișcă și puțin lag, puțin. Asta-i omorâm pe ăștia. Mor și tu. Opa. Și cred că e ca în misiunea din GTA 5, fratelor. Când începea prima misiune. Ok. Văd că și că e în best desenate. Îmi place și că e în best desenate. Miami, Florida. Perfect. Hai să mai salvez jocul. Aici dacă dai pe Y se salvează. Dai pe salvare. Mamă. Am zis mai să mă plimb pe jos mai bine. Că nu știu, am încercat fraților. Mamă, ce mașină. Te bă din mașină. Eu nu știu de ce are lagul ăsta. La filmare am dat la limiter
Am dat la 700 de re am dat la rezoluția 700. O știu, abar n-am. Am activat și pe GeForce. Ia să mă oprim un pic. Mamă, dar ce artă tare. Zici că este... Și că e în GTA Vice City. Uite și ce restaurant. Mamă. Dar mă, ăsta mă prinde. Și vreau să mă duc aici la magazin de haine. Mamă, dar ce mașini tare au. Ia să-mi parchez o mașină. Bă, mi-ai lovit mașina. Nu să cumpărăm niște haine. Da, dar asta nu e așa bună. Asta e din magazinul ăsta. Ok, vreau să mă plimb peste tot orașul, vreau. De toată arta. Oricum, cum că e o artă perfectă pentru GTA 6. Mamă, dacă ar fi și în GTA 6 așa. Mamă, dacă ar fi și în GTA 6 așa, fraților. Și în GTA 6 m-aș bucura. Ia să văd eu aici. Poate asta e bun. După aia mergem la ammunition. No, nu-mi place asta. Nu știu de ce, frate, de ce e în rusă. Am dat la setări. Mamă, dar nu-mi place bluza asta, bă. Nu-mi stă bine, era aia cu... Dai un pic. Dar nici nu-mi stă cu asta, ia stai un pic. No! Nu asta. Are ca... Asta nu. Asta nu. Era din ea o cămașă. Oh, ia uite. Nu-mi place nici asta. Uite. Hai, bă! La pantaloni, asta e un pic. Dar nu-mi stă nici bine asta. Poate trebuia să apăs de două ori așa.
Mamă, uite barbă. Mă, eu să las o barbă asta, ia, care mai tare. Mamă. Asta nu-mi place. O, ia uite, mă. Asta îmi place. Nu. Nu. Trebuie așa mai. E bună și asta. E bună, uite. Stai mă, că trebuia ochelari. Așa mă, mai șmecher. Hai să luăm bluza asta neagră mai bine. Hai că arată mai șmecher asta. Hai că arată mai șmecher. Arată mai șmecher asta. Hai să ne plimbăm. Ne plimbăm prin oraș. Ne ducem. Ne să facem și noi o plimbare. Mamă, dar cum arată. Arată și eu la bus ăla. Mi se pare că e misiunea din San Andreas, Big Smoke. Mamă. Bă, ce tare mapa. Mai șmecher. Dați un pic. Bă, mașina, hai să... Bă, trebuie să o ducem la reparat. Mașina asta. Cum sper să vă placă. Hai că mai șmecher asta. Bă, dacă îți dă arme. M-am bine că n-am pus muzică, că nu am copyright. La joc. Să mă plimb și eu pe aici. Ok, ia să văd eu pe o mapă. Mă numesc că mapa asta e puțină. Nu are așa multe. Mamă, dacă era jocul ăsta GTA Miami Vice, mamă. Un GTA așa. Seamă rog, da, putea să-l numească GTA Miami Vice, nu Vibe.
Cum e tare jocul. Te văd aici că am lovit mașina. Opa. Bă, ce faci, bă? Asta mă lovește cu mașina. Bă, după ce mi-am reparat mașina. Chiar e o artă perfectă pentru GTA 6. Nu e așa? Da, o artă, așa o să numesc, o artă perfectă pentru GTA 6. Că atunci zicea că GTA 6... Că tot zicea lumea că... Mamă, da, cum a explodat mașină! O, bună! Bună, Chichitas! Pe care m-am pușcă? Mamă, dar nu pot să iau mașina asta că... Faci... Mergem la o întâlnire. Ia uite, am barbă. Să mașina asta. Mamă, dar cum ala fuc. M-a explodat mașina. Opa! Vrați-mă, domnul! Nu v-am văzut. Mamă, dar cum arată mașina mișto. Dacă ar fi și în GTA 6 așa. Ok, eu vreau să... Ok, vreau să mă plimb pe plaja aia, să mă gândesc să găsesc o plaja aia. Era din GTA Vice City, vreau să mă duc pe plaja aia. Dar unde, nu știu unde e plaja aia. Vreau să mă plimb așa, cu mașina. Opa! Dar unde e plaja aia? Cred că e pe aici. Ok, am lăsat punctulețul aici. Nu o să fac misiuni deocamdată, doar mă plimb. Doar mă plimb așa. Mamă, ce mă prindeți? Poate pe aici e o plajă. Mi se părea că era și clubul ăla, Malibu. Dacă ține minte clubul ăla din GTA Vice City. Malibu. Mamă, ia să mă duc eu pe plajă. Unde mă plaja? Oh, ia uitați. Oh, domnișoare. Asta nu poate. Mamă, dar cum arată plaja? Mamă. Cum arată șmecher? E șmecher o plaja asta. Mamă, da. Cum se mișcă Lamborghini asta? Cum arată plaja? Mega șmecheră. O, stai pe loc. Ia să mă iau acum să la bătăciu. Faci, bă! Nu. Hai că las pe asta. Domnul!
Stai mă, peluce, mă, ce de mine? Ia mă, de aici. E plaja ta, domnul. Mamă, dacă m-a leșinat. Bă, ia uitați. Bă, e frumos. Palmieri, atmosferă. E frumos. Apropo, jocul ăsta, apropo, o să vă las și voi link în descriere, frate, dacă vreți să-l jucați și voi. O să vă las link în descriere. Opa. Mamă, da. Fai, mă, uite și chiarul ăsta. Bă, mi-ai lovit mașina. Trebuie să-mi duci la servis. Ok, vreau să mă duc la Amunation, dar nu o să mă duc. Te văd aici. Opa, ia să ies din mașină că... Mi-a fost mașină. Buuu. Dar ce-mi place că explodează. Dar... Mamă, deci ce asta e și că e Logan. Stai bă, ce faci mă, îmi puști. Mi-a spart roata. Cauciucuri. Mamă, ta vine după mine. Da-te mă din mașină. Stai bă, ce-mi... Ah, cred că ăsta-l rezolvă. Bă, ce faceți bă aici? Îmi loviți mașina. Da-te bă de aici. Uitați hotelul ăsta, Ocean View, dacă mai țineți minte din prima misiune din GTA Vice City. Se numea Ocean View. Era din GTA Vice City la original. Ok. Lasă mă duc și la restaurant. Ca aici m-am dus la magazinul ăsta, dacă țin minte. Aici cred că m-am dus ea. Dar asta e altul. E altul, fraților. Hai la Ammunition, la magazinul de arme. Mamă, dar ce fugi ăsta? Ce fugi, mă? Bună ziua, domnul. Stai un pic. Bă, nu vezi că nu merge, nu? Ce-mi trebuie mie arme? Sper să mai găsesc niște GTA-uri cu moduri. Că sincer să fiu, fraților, nu am mai filmat de mult GTA-uri din astea cu moduri.
Am filmat numai cu GTA modul românești. Far, bă, ia uite. Dă-te, bă, de mașină, ce te așezi cu pe mașină? Dă-te, bă, de aici. Hai să mă duc la restaurant. Mare, ce mănâncă ăștia? Dar ce faci, mă? Ce claxone, domnul? Ce claxonați? Hai la restaurant. Resto de Rio. Dani. Ia uitați pe ăsta. La televizor. Ăsta nu știu cum îl cheamă, e din personajul ăla. Am uitat din ce persoană de sinul ăla. Ce să trebuie dacă beau de multe ori? Dacă beau mai mult. Mă îmbat sau ce? Dar așa nici nu mănâncă. Ce restaurant e ăsta? Păcat că nu e nicio sală de antrenament. Că ar fi tare să te duci acolo. Ca în GTA-ul ăla. Te văd aici. Că m-am îmbătat. Bă, cum a... Ia să iau pistolul ăsta și... A, ce faci, mă, tax, domnul? Bă, cred că l-am ia fără mașină. Ia mori. Îți fac mașină. Bă, să nu te atingi de mașină, bă. Opa. Ia să văd cât am filmat. Filmat. Oho, 28. Ok, fraților, că mă testez cu acest mod GTA Miami Vibe. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și cam atâta. Ok, fraților, că mă testez cu acest joc GTA Miami Vibe. Eu am fost Murat și mergi pe data viitoare. La revedere, pa, pa!